sau de la o persoană fizică, existând și garanție. De 1.5 diesel. Este din 2018, 5.841 de mile și costă 9.600 de lire. De la 13.995, redus cu 4.395 de lire. Lângă mai vedem un alt Nissan. Pe 20.000 de mile la prețul de 7.700 de lire. Un alt Nissan Micra, data aceasta este din 2016. Aici avem un Nissan X-Trail din 2017 la 16.495 de lire. Este diesel automatic, 19.659 de mile și cred că e varianta cea mai bine echipată. Un Nissan Qashqai în 2016 la 13.695 de lire. Are 30.300 de mile, este diesel automatic 2016. Am găsit aici ceva foarte frumos, un Nissan Juke varianta sport, Nismo. A fost chiar și vândut, este sold. Prezint un alt dealer auto, de data aceasta mai mic. Și aici sunt tot felul de, o gamă largă de mașini, dar la prețuri destul de mari. De exemplu, aici avem un Skoda 7.495 de lire, o Skoda Yeti de diesel din 2012, 79.000 de mile la prețul de 7.900 de lire. Se pare un preț foarte mare pentru mașina aceasta. Benzină, nu, este diesel de 1.8, 71.000 de mile la prețul de 3.700 de lire. Un alt Ford Focus din 2008. Benzina 1.696.000 de mile la prețul de 2.000. Mai avem un Golf 6 la prețul de 5.995 de lire.
mii de mile. Un Renault Megane 2010. Benzina 1.6, 54.000 de mile la prețul de 3.995. Skoda Octavia, motor TDI din 2008, un 9 TDI, 17.000 de lire, 3.495 de lire. De exemplu, mașina aceasta, dacă ați căuta-o pe Gumtree sau pe Facebook Marketplace, ați găsi-o în jur de 1.000 de lire. Diesel 1.6, 72.000 de mile, la prețul de 5.400 de lire. De viteză automată, motorizare, benzină 1.6, 43.000 de mile, sunt de 7.209. Așa, o Toyota, Urban Cruiser, din 2009, motorizare diesel de 1.4, 76.000 de mile la 4.295 de lire. O altă Corolla, Toyota Corolla 2011, Toyota Corolla Verso, motor 2000, diesel 2011, 98.000 de kilometri, la prețul de 5.400 de lire. Aici avem și colțul mașinilor mai ieftine, un Vectra din 2001, la 550 de lire. Și lângă el un Honda Jazz 2004, la 700 de lire. Motor de 1.3, benzină, manual la 149.000 de mile. Destul de multe mile pentru anul de fabrică, dar și prețul este unul mic. E posibil, dacă a avut istoric service, a fost întreținută bine, să meargă încă ok. Un Suzuki Swift 2.995 de lire. Este din anul 2007, 1.4 benzină, la 78.000 de mile, 2.995, 3 luni garanție. Poate un Peugeot 207 din 2010, motorizare pe benzină 1.4, 82.000 de mile, la 2.995 de lire. O altă mașină pe care, dacă o cauți și pe alte site-uri, pe internet, de la proprietari, persoane fizice, o poți găsi și la 1.000 de lire sau sub 1.000 de lire. Are și pământ în far. S-au închisit să-i curețe pământul din far. O Toyota Yaris 2006 la 2500 de lire. 84.000 de mile, 1.4 diesel, 2495.
lovit de zgâriat în partea dreaptă față. Cam acestea au fost mașinile pe care le-am găsit în dealerul de aici. Ca și idee, prețurile sunt foarte mari. Specific dealerilor din Anglia. Dacă vreți să vă cumpărați ceva ieftin, trebuie să vă căutați pe Gumtree, Autotrader, Facebook Marketplace. Ideea e că acolo nu veți avea garanție. Dar dacă vă pricepeți